De ce cumpără toată lumea maușii ăștia? Ce au atât de special încât mai bine de 30.000 de oameni au cumpărat cel puțin unul dintre aceste modele? Ne-am bazat pe faptul că dacă fiecare din acești mouse are cel puțin 1.000 de review-uri, probabil undeva la 10% au lăsat și review ceea ce e foarte puțin probabil, mai degrabă cifra aia se urce către 1%, deci practic acești mouse sunt cu milioanele doar la noi în țară. Așadar, ce au atât de special și de ce îi cumpără lumea. Hai să vedem. Acesta este un Asus WT425. Acesta este un Logitech M185, iar ăsta este un Razer Death Adder Essential și i-am cumpărat și noi. Acum mai bine de un an, tocmai ca să vedem cum se comportă și dacă lumea are dreptate. I-am folosit pe toți în diverse scenarii, la montaj, la navigare pe internet, în live-uri și chiar la plimbare atunci când nu găseam mouse-ii noștri preferați. Logitech, să, de exemplu, s-a plimbat cel mai mult și ăsta îl folosesc chiar și eu aici la studio pentru editare. Fiecare are mâna diferită și s-a obișnuit deja cu forma unui mouse pe care l-au folosit în trecut. E greu să bați obișnuința, mai ales dacă ai trecut de 30 de ani. Ești mai reticent un pic la schimbare, recunoaște. Chiar și așa, ne putem uita la anumite aspecte precum comoditatea, din nou puțin subiectivă, pentru că fiecare are mâna diferită și s-a obișnuit cu un model de mouse în trecut și este foarte greu să treacă la unul diferit și bineînțeles cât de bine merge pe foarte multe suprafețe ce tip de baterie folosește distanța la care funcționează pe wireless și desigur compatibilitatea cu sistemul de operare acum suntem în 2023 cu siguranță nu mai există mouse care să nu meargă și pe Mac și pe Windows sau pe Linux ori pe Android și hai să începem cu primul acest Asus WT 425. Asta este un mouse care a fost lansat acum aproximativ 3 ani, în 2000, și a venit ca o nevoie de a avea un mouse mult mai silențios pentru live-uri. L-a folosit Andrei Bala, chiar cred că în special pentru el l-am cumpărat atunci, pentru că este foarte silențios. Andrei Brătucul, desigur, l-a folosit și el în live-uri și chiar și eu câteodată. Poate ar trebui să-l folosesc mai des pentru că mouse-ul pe care l-am eu acum e destul de zgomotos. Clicul mouse-ului devine să nervant pentru cei de pe live, dar sunt sigur că în mare parte dacă folosești un mouse gălăgios și ești într-un birou sau lucrezi de acasă și nu vrei să deranjezi pe cineva, o să te uiți după o soluție de genul ăsta. Adică... cum asta e tot zgomotul pe care îl fac clicurile și roti rotița este silențioasă. La prima vedere, nu pare poate cel mai frumușel dintre doți. Se vede că Asus e orientat mai mult către segmentele de nișă, gamer și oameni care apreciază mai mult ergonomia decât design. Și da, este suficient de ergonomic chiar și pentru o mână mai mare. imaginează cum va sta o mână micuță pe el, o mână de fată, de exemplu, care are o înălțime de 1.65-1.70. O să vezi că se va înțelege extrem de bine, mai ales pentru porțiunea asta de aici din spate, unde poți să-ți rezemi și degetul mic. Iar aici în partea stângă degetul mare. Din păcate, da, forma îl face să fie utilizabil doar de către cei care îl folosesc în mâna dreaptă, așadar pentru stângaci va trebui să gauți un mouse ceva mai simetric. Și dacă tot l-am întors, are butoanele astea două aici, pe care le poți programa pentru ce vrei tu, iar cea mai comună funcție, ca să spun, este uh, în special pentru browser, unde ai pagina de back și pagina de forward. Că navighezi într-o pagină de mai multe ori și ți-e mai ușor să faci de aici ca să dai back decât să te duci cu mouse-ul. Rezoluția sau definiția senzorului este desigur de apreciat. 1600 dpi este important pentru display-uri Full HD și chiar mai sus. Distanța de funcționare e cam așa cum scrie la carte, aproximativ 10 metri în câmp deschis. Adică fără obstrucțiuni, fără pereți de beton și lucruri de genul ăsta. E suficient ca să-l folosești lejer din pat, dacă vrei să te uiți la film, să-ți controlezi laptopul care stă undeva poate aproape de televizor conectat la un cablu HDMI. Nu ratează mișcări și nu ratează clicuri nici măcar la distanța asta și asta e foarte important pentru că trebuie să ținem cont în continuare, este un mouse de 60 de lei. Pe partea din spate o să vezi butonul ăsta de on-off care e destul de util pentru că partea de management nu e cea mai deșteaptă. Poate de -aia are și butonul ăsta, el stă destul de mult timp deschis și e foarte sensibil și îți va trezi laptopul de fiecare dată când pui ceva pe masă, chiar dacă nu vrei să-l folosești. Cel mai bine merge pe mousepad-urile acelea de pânză negre. Acolo se simte cel mai bine tocmai pentru că, dacă ai observat lumina roșie, este un senzor refractar optic. Merge bine din nou și pe mese de culoare deschisă, chiar și pe culoare albă dacă sunt mate, dar ai probleme cu suprafețele lucioase, așadar, dacă ai un, o masă de sticlă, îți recomand cu siguranță un mousepad nu ai nicio problemă pe suprafețe de lemn de genul ăsta, chiar dacă nu sunt perfect netede. Are o singură baterie în partea din spate și îmi place că este o baterie. În cazul de față noi am pus un acumulator pentru că nu mai folosim de multă vreme baterie aici la studio și este o baterie de 1.5V AA, adică R6. Aici în spate are și locul de dongle și motivul pentru care lipsește este pentru că chiar lipsește. E printr-unul din PC-urile de aici de la studio, dar e bine că poți să-l stochezi aici în partea din spate. Acum, cât rezistă acest mouse? Păi, pe noi ne ține de vreun an de zile, cei drept nu l-am folosit foarte intens. unii spun pe, în cazul review-urilor de pe magazinul online că ține și o lună de zile sau poate două luni de zile și după aia s-a stricat. Acum depinde cum îl folosești. Fiecare folosește mouse-ul într-un mod diferit și dacă îl lași pe masă așa și faci așa cu el când te enervezi, cu siguranță nu o să țină prea mult. Se dezechilibrează senzorul de la interior, se mișcă butoanele, se întâmplă ceva atunci când trântește electronicele. Nu mai sunt ca computerele de acum 20 de ani să le dai un picior așa pe sub masă și să funcționeze. Mai este posibil ca la foarte multe bucăți vândute, sute de mii sau poate chiar milioane de aceste produse, să mai existe probleme cu unele dintre ele, un procent de 1, 2, 3%. Știm cu toții că procentul de produse cu probleme din fabrică crește pe măsura ce scade prețul acestora. Dacă e un mouse foarte ieftin, e probabil că undeva la 3% din produsele care este pe linia de producție să aibă niște mici probleme sau defecțiuni care se vor vedea într-un timp mai scurt. De asemenea, ca și noi, cei care nu s-au plâns de el probabil navighează ocazional pe internet și l-au folosit destul de rar. Așadar, mouse-ul ăsta ne place foarte mult, în primul rând pentru că e silențios, este precis, funcționează pe suprafețe destul de multe și autonomie, apropo, n-am zis de ea, aproximativ 3 luni de zile cu o baterie normală. Oricum, dacă chiar ai nevoie și pleci undeva în deplasare, o să îi găsești baterie la orice colț. Bun, îl lăsăm deoparte și mergem la următorul. Acesta este Logitech M185 și m-am uitat de curiozitate la data lansării acestui mouse și este... 2013. Mouse-ul are 10 ani de când e pe piață și e normal să fie acolo în topul celor mai populari mouse. Pe de altă parte, are aceeași formă și același design ca în 2013. Vine într-o varietate de culori și e probabil um, și la fel de ieftin. Poți să-l ții în modul claw, adică cam așa o să-l folosești, că nu prea ai șansă să-ți rezem mâna de, de el. Și cred că știu, e pentru cei care vor să scoată din buzunar o sumă cât mai mică pentru un mouse, să înlocuiască touchpad-ul de la un laptop mai accesibil sau un mid-range care nu este atât de precis și pur și simplu vor ceva de la o firmă de renume. Iar Logitech este o firmă de renume, în caz de față se numesc Logica sau s-au rebranduit acum câțiva ani. Logitech, de altfel, s-a afirmat foarte mult în cazul perifericelor uh, premium și de gaming. Uite, de exemplu, acest MX Master 2S. E la mine în mână de vreo 3 ani de zile, de când a apărut. Și cu siguranță l-am scăpat de nenumărate ori. Îl încarc o dată la 3 la 4 luni. Arată de parcă am mâncat bătaie și loviturile de aici, dar merge fără niciun fel de probleme. Și e unul dintre cele mai, cei mai comozi mouse pe care am pus mâna vreodată. Ăsta este ceva mai scump și există și varianta 3 și 3S și MX Anywhere 3, pe care le avem și noi pe Gadget Boutique, pe gp.ro. Arunc o privire acolo, pentru că, da, ăsta este mouse-ul pe care ți-l pot recomanda dacă îți permiți să dai ceva mai mult pe el. Avantajul este că poate fi conectat și la două desktop-uri în același timp, două calculatoare, un desktop, de exemplu, și un laptop și poți, poți să faci tranziția extrem de ușoară, mergând într-un colț cu cursorul, să treci de pe un ecran pe altul sau de pe un desktop pe altul, plus partea de funcții, de butoane, ergonomia, rezistența în timp și, bineînțeles, acumulatorul integrat. De aceea, îți pot recomanda un astfel de mouse și îl găsești la noi pe gb.ro. M185 are așadar avantajul că e recunoscut și după mulți ani de utilizare, iar cel care îl, îl cumpără probabil o fac a doua sau a treia oară pentru ei sau pentru familie, pentru că pur și simplu merge. Te-ai obișnuit cu el, te-ai cu forma lui și tocmai de aia o să te întorci să-ți cumperi același model dacă îl găsești din nou. E micuț, neprietenos, în plus poți să-l folosești desigur și cu mâna stâncă pentru că e complet simetric. Da, e un pic plasticos în cel mai bun caz, dar e bine, Mulți dintre cei care l-au cumpărat spun că l-au scăpat de pe jos de multe ori și funcționează. O să scârție un pic. Pentru că asta este construcția lui. Și da, și al nostru a fost scăpat de suficiente ori pe jos. Asta de fapt este un fel de rezervă care ajunge să fie destul de confortabil la utilizare și oamenii nu mai lasă în mână aici măcar o săptămână, chiar dacă și-au găsit deja mouse lor. Cred că și Alina folosește un model de genul ăsta și um, îl are de cel puțin 4 sau 5 ani și nu ar renunța la el. Îi place atât de mult. La fel ca și cel de la Asus, nu va funcționa pe orice suprafețe. Are un senzor similar, un senzor optic și, bineînțeles, o rezoluție un pic mai scăzută decât cel de la Asus. Pe de altă parte, oricum îți recomand un mousepad pentru orice fel de mouse folosești, pentru că în felul ăsta, în primul rând, îți ții mouse-ul mâna în cam în aceeași poziție și e ok să te acomodezi cu aceeași poziție a mâinii pe mouse și, bineînțeles, eviți faptul că ai o masă murdară și nu adun mizeria pe spatele mouse-ului. Mai țin minte când aveam mouse ul din aia cu bilă și îi foloseam pe masă sau taci pe să se murdăreau foarte repede și trebuia să scoți bila și să o cureți. Nu mai avem situația asta, dar e similar și cu piciorușele astea de aici, care trebuie curățate din când în când, le șterge eventual cu o cărpă cu alcool izopropilic și ai rezolvat problema. Acestea sunt ca să-l facă să alunece mult mai ușor pe masă, pentru că, na, plastic pe plastic ar fi fost un pic mai complicat. Dacă ai un bilon de sticlă, din nou mousepad. Nu ai cum să-l folosești fără. Acum, revenind înapoi puțin la rezoluție, ziceam că este un pic mai slab decât asus -ul. are undeva la 1000 dpi, tot pe Și asta se traduce prin faptul că pe un monitor 4K acest mouse ar putea să fie puțin mai lent. Îți recomand asus sau ceva cu o rezoluție un pic mai mare, dar din nou sunt foarte multe monitoare Full HD în uz în momentul de față, deci cred că o să fie foarte bun pentru multă lume. Bateria este de asemenea detașabilă, are capătul ăsta aici în spate, este tot o baterie AA R6 pe care poți să o schimbi foarte ușor, iar dongle-ul stă aici în spate. De asemenea are un buton pe spate, nici ăsta nu, nu are un power management extraordinar și e destul de sensibil. Îți recomand să-l folosești mai ales atunci când îl transporti. Într-un rucsac se va mișca destul de des și o să-ți consume bateria desigur mai repede. Așadar, cam asta e chestia cu Logitech M185. Este un mouse extrem de versatil, extrem de popular și de aceea este atât de bine primit și surprinzător chiar și pentru noi este foarte, foarte rezistent. Da, e un pic mai gălăgios. Poate nu vrei să-l folosești atunci când doarme cineva în camera în care lucrezi și cu siguranță nu este un mouse de gaming. Nu te gândi la așa ceva, nu îți cumperi așa ceva ca să te joci. Tocmai spuneam, precizie mai redusă. Bun, hai să mergem la următorul. Ăsta este un Razer Death Adder Essential. Asta este un mouse lansat în 2019, deci are și el vreo 4 ani pe piață și le-am cumpărat în special, cred că am luat vreo 3 sau 4 bucăți, pentru editare. Pentru că oamenii aveau nevoie de o precizie mult mai bună și tocmai de aceea un, mod, un model de gaming entry-level este ideal pentru uh, monitoarele 4K pe care le folosim aici în studio și aveau nevoie de un mouse să fie mai ergonomic, mai comod. Iar forma asta este una dintre cele mai ergonomice pentru că poți să-ți resemi podul palmei pe el. Și e foarte important chestia asta. Dacă te obișnuiești să folosești un mouse de dimensiuni mari, cum e de exemplu ăsta, pe care poți să-ți rezemi toată mâna, o să lucrezi mult mai comod, mai liniștit. Partea de precizia clicurilor iarăși ne-a interesat atunci când l-am cumpărat și deși a fost un pic de reticență la început, să știi că ne-am obișnuit cu toții și îl folosim fără niciun fel de probleme. Acum, cuvântul essential din denumirea unui produs e de fapt denumirea pentru un produs basic, cel mai accesibil din gama respectivă și nu e nimic rău în chestia asta. Pentru săraci, cum ar spune unii. Pe de altă parte, dacă te uiți la bancă la un om normal, vei alege cu portofelul și nu cu orgoliu sau te, cu dorința de a te lăuda cuiva, am cel mai scump mouse, am dat 20 de milioane pe el. Stai liniștit, o să-l folosești la fel de mult ca cineva care a dat 60 de lei pe ăsta. DeathAdder Essential este un mouse basic pentru gamer. Nu are foarte multe funcții, nu promite o performanță deosebită în jocuri, dar livrează renumele unui brand cunoscut. Motivul principal așadar a fost rezoluția. 6400 DPI sunt absolut suficienți și necesari pentru un monitor 4K și pentru precizie atunci când miști mouse-ul în programul de editare. Se pare că la momentul la care am cumpărat, noi am primit și firul la moale braided cu textil, care are un avantaj foarte bun atunci când îl ții pe marginea mesei, aici firul nu o să se agațe, o să, o să curgă foarte frumos, spre o săbire din fir care se din cauciuc care se poate murdări și poate agăța în, colț, în marginea mesei. La capitolul aspect e ok, nu excelează la materiale, dar e finuț și foarte, foarte comod. Unii, cum ziceam, se plâng că este puțin, poate puțin prea mare, dar eu zic că ar trebui să încerci o săptămână un mouse de genul ăsta să vezi cât de repede te poți obișnui și cât de comod o să fie după aia. La ergonomie îl ajută, sigur, și butoanele de pe laterală, astea de aici, la fel ca și asus unde poți să tezi în browser pagina de back și de forward. N-ai idee cât de utilă este funcția asta atunci când înveți să o folosești. Surprinză este foarte ușor pentru dimensiunile lui. Mai puțin de 100 de grame, mai exact vreo 98 de grame și asta iarăși este ok pentru că e suficient de mare, îl face atractiv. E precis în toate situațiile, nu face mofturi la baterie sau la conectivitatea cu dongle pentru că este pe cablu și merge pe aproape orice suprafață, mai bine decât celelalte două pe care le am aici lângă mine. În concluzie, mie m-au să-mi place cel mai mult. Îl folosim de apro aproximativ 2 ani și este partenerul meu preferat, ca să spun aici la studio. În rest folosesc MX Master 2S, atunci când sunt plecat iar acasă am alt mouse, un pic mai scump, pentru că acolo mai și joc puțin. Ce am văzut că s-a plâns destul de multă lume este că rotița scârție după ceva vreme. Există și la noi un zgomot la ea aici, și asta pentru că este o rotiță simplă. Nu și-a propus să fie ceva absolut special, dar din ce am observat, dacă e o pensulă cu niște peri un pic mai lungi și îl ștergi pe acolo, bineînțeles să ai grijă de el și să, să fie și curat, nu o să-ți mai facă niciun fel de probleme și se va rezolva temporar temporar pentru că problema lui este de fapt praful. Se adună destul de mult praf acolo și tocmai de aceea și scârții. Dar dacă îl cureți periodic, nu o să ai niciun fel de probleme cu el. Concluzia este următoarea. Acești mouse sunt extrem de populari, în primul rând datorită prețului, pentru că sunt în gama de jos, dar și pentru că pentru prețul respectiv oferă un raport performanță, durabilitate extrem de bun. Și tocmai de aceea pot să-i recomand pe oricare dintre ei, în funcție de cum utilizezi tu un mouse. Cam atât. Sper că ți-a plăcut acest video, sper că ți-a explicat de ce acești mouse sunt atât de populari și de ce îți pot recomanda pe oricare dintre ei în funcție de tipul de utilizator care ești tu și lasă-mi un comentariu dacă ai un astfel de model sau dacă ai cumpărat un astfel de model și sunt curios ce experiență ai avut tu cu el. Și la final îți mai recomand să arunci o privire pe Gadget Boutique pe gb.ro, site-ul nostru unde testăm toate gadgeturile. Și e un motiv pentru care am luat mouse un pic mai scump pe acolo, pentru că nu vrem să avem probleme cu retuile și vrem ca cei care cumpără produse de la noi să aibă cea mai bună experiență. Dacă ți-a plăcut acest video, dă un like, dă un share și gândește-te poate vrei să te abonezi, dacă nu ai făcut-o deja aici pe canal. Iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!